AsTV. Asta e televiziunea ta. Bună seara, dragii mei, bine v-am regăsit. Astăzi stăm de vorbă despre criză. A început anul 2010, a trecut deja o lună din el și un an în care cu toții așteptăm să ieșim puțin la liman. L-am alături de mine pe domnul președinte al Camerei de Comerț și Industrie, Vasile Bar. Bună ziua, bine v-am găsit! Cred că unul dintre cei mai avizați oameni să vorbească despre criză. Și vreau să întreb să încep prin a-l întreba, criza a fost prevăzută, a fost anunțată? Specialiștii în domeniu știau că va urma o perioadă... Pentru că la început, știți cum, la început, pe zvonul, că o să fie criză, că aveți grijă cu petrolul și până când nu se întâmplă într-adevăr. Da, aș dori să vă salut și eu, să vă spun, să rămână și să vă mulțumesc că ați abordat o problemă deosebit de actuală și foarte importantă pentru mediul de afaceri. Și răspuns la întrebarea dumneavoastră, sigur, dacă ne luăm de situația României în concret, criza a putut fi estimată aproximativ perioada când va veni, pentru că ea nu s-a născut în România, ea este o conjunctură internațională și care, din păcate, a atins și țara noastră. Ea vine dinspre Statele Unite, a început practic acolo cu acea liberalizare a creditului. Practic a început criza cu criza financiară și pe urmă a început criza economică. În România ea s-a concretizat, ea s-a mirosit încă din urmă cu 2-3 ani. Boom-ul ăsta, boom-ul creșterii prețului la imobiliare a fost un prim semnal al apariției unei crize, pentru că în momentul în care prețul apartamentelor, prețul terenurilor a ajuns la un standard foarte înalt, faptul că se dădeau credite pentru imobiliare doar cu buletinul, fără analize profunde, a dus la această situație. Ea este o situație de nedorit, pentru că, vedeți, doar traversând o perioadă dificilă ne dăm seama care sunt riscurile pentru oameni în special, pentru că situația firmelor, societăților comerciale, inclusiv din județul Bistana-Săud, este delicată, dificilă, pentru că în această perioadă de criză au scăzut foarte mult contractele. Practic, economia județului Bistana-Săud a crescut într-o perioadă de 10 ani, din 97 până în 2007, chiar și 2008, până la jumătatea anului, au avut creșteri de 10-15% anual, ajungând la un standard în care exportul, de exemplu, a crescut într-un interval de 5 ani de zile, 2002 până în 2007 inclusiv, de circa 5-6 ori. Practic, firmele care au exportat foarte mult, firmele care au participat la această creștere economică, sunt foarte afectate, pentru că ele toate depindeau de investiții, iar în perioada asta, scăzând finanțările, pentru că băncile au oprit finanțările, deci, repet, scăzând finanțările, au scăzut și s-au anulat foarte multe contracte. Și atunci, anulându-se aceste contracte, societățile comerciale, exportatoare în special, au avut foarte mult de suferit. Și consecința creșterii a șomajului,
Vedeți, acum suntem la un șomaj în județul nostru de peste 7%, în condițiile în care în 2008, la începutul anului, eram 2,5%. Astea sunt consecințe a unei situații neplăcute în ceea ce privește situația contractelor, în special, dar și a finanțărilor din sistemul bancar. O să discutăm pe larg situația din Bistrița Năsăud. Ce aș vrea eu să vă rog tare mult este să revenim puțin la începutul crizei. Aș vrea ca după emisiunea asta oamenii să înțeleagă exact ce s-a întâmplat. E destul de dificil, uitându-te la televizor și văzând și speculații amestecate cu analize economice, să-ți dai seama ce s-a întâmplat și cum se poate produce o astfel de criză. Puțini oameni sunt familiarizați cu termenii economici, ca să zic așa, și aș vrea să înțeleagă și telespectatorii noștri, până și eu, despre ce, cum s-a produs, de fapt, criza și ce înseamnă, pe ce perioadă se poate întinde, ce proporții poate să ia. Sigur, ea a început practic cu această liberalizare a creditului. Așa. Spuneam că a apărut prima dată o criză financiară și pe urmă criză economică. Deci s-au acordat foarte multe credite doar pe bază de buletin. Băncile și-au epuizat lichiditățile dând credite persoanelor fizice, în special s-a ajuns în care persoanele fizice au investit în imobiliare, a crescut foarte mult prețul piața imobiliară, s-au trezit băncile pe urmă că n-au avut de unde să recupereze banii alocați persoanelor fizice, în special, dar și persoanelor juridice, nemai având de unde să... Au început tot felul de procese, dar aceste procese sunt de lungă durată, băncile n-au mai putut să-și recupereze banii, nemai având bani, nu mai au posibilități de finanțare, nemai putând finanța economia și investițiile, nemai fiind investiții, societățile comerciale au pierdut foarte multe contracte, pierzând contractele, oamenii au fost disponibilizați, au crescut șomajul. Deci asta este un lanț foarte, foarte lung. Dar probabil sigur, că se întâmplă așa mereu cum se liberalizează creditele, nu? Înseamnă că o decizie destul de proastă. Diferite motive sunt pentru izbucnirea unei crize. Acum, criza noastră a fost practic generată de aceste lucruri. Acum, răspunzând la întrebarea dumneavoastră, cât va dura această criză? Nimeni, mergând din istorie, sigur, crizele au durat 4-5 ani. Noi sperăm ca această criză la noi să se termine măcar în anul 2010, astfel încât